Toată lumea care o vieță întreagă, toți trăiesc cu economie la noi, la Moldova. Nu, ei nu trăiesc, ei rezistă. Asta nu-i viață, noi rezistăm. Fiindcă cineva din Parlament are mii, sute. Dar noi avem... La televizor spune că salariul minim e 2600, dar nu știu care are salariul minim de 2600. Salariul minim de bază e 1980 lei la un lucrător medical. Unde sunt acele 2600 care le spune pe televizor? Aș vrea să știm și noi. Așa călătorește lumea la Chișinău la serviciu. Pentru popor nu se vede să fac ceva bun, nu se vede, fiindcă noi stăm pe loc. Noi eu v-am spus și vă mai repet, noi nu trăim, dar noi existăm. Fiindcă asta salariul, noi nu putem să ne permitem jocul cum se permite lumea psihotare, la odihnă să pleci, să diferite. Noi nu ne permitem din salariile noastre. Așa ceva noi nu ne permitem. Viața e bună dacă ar fi cum era, dar nu... E cu codorocul în urmă. Prumut de la domnul Dumitru, dă-ne-i 1000 de lei ca să o dau înapoi, că îl prinește mai puțin, dar mai la timp. Și îmi face ghiri și apiu, aștept și o scrie, ai spus pe data aceea, să dai, ce nu dai? Apă nu ne-o dat, ar să-mi dai și am să-ți dau. E, și gata. Eu aștept și eu. Și el așteaptă. Da. Nu e normal, nu, asta nu e viață. Chiar domnul Dodon nu vede? Are și el părinți la țară, prin prejur la țară, nu vede cum trăiește lumea. Foarte gine vede. Pur și simplu. La noi scaunele sunt moi prietare acolo și nu se schimbă. Trâmbițează este de la guvernare, că în etape s-au mărit pensiile, în patru etape acolo, le-am valorificat pensiile, eu nu știu cum e valorificat. Dar eu și mă gândesc așa că... Uite unde e logica. Ia ca logica. E, și el are un stomac și el tot un stomac. Nu e ideea de unde a ieșit el la pensie, că el nasul așa mai sus, și nu e ideea vreo 30 de mii, dar tot un stomac are și el. Și eu tot unul. Și nu mănâncă eu mai mult decât mine. Și eu mănâncă cât și de. Numai cum ai costat. Dar mie de numai 1000 de lei, dar nu e de 30 de mii. Ia că și cot. Din altă parte stau și mă uit. Am avem 27 de ani când suntem independenți. S-a schimbat conducerea asta de atâtea ori. Și schimbările astea au dat ceva? Nu au dat nimic. Până la urmă au fost toți cei care și-au umplut buzunarele și tot. Și mi-a dat o plăcat nucsacul de bani și mi-a dat un ușor vagonul de bani. Dar ei se zbat ca să fie la putere și putere, dacă e puterea în mâna lor, îi hotărăs tot ce vreau. Plăcat nu bani că le-am, dar nu numai ei, eu numesc că aici două familii, deci aici te poți să numești multe familii. Eu cred că majoritatea Parlamentului tot se scurt ușor pe nas. Nu prea joi salariul, vede cam o ce viață, tot e scumpit, tot e plătit, chiar și medicina, și învățământul, și așa că e de dorit să fie salariul adus la nivelul care merită un mecanic, care muncește nopțile și tot asta e. Acum, el e de mă rog, ca un bătrânel, scârțit tot, dar așa, al mai ung, al mai îndreaptă și vedeți până când circulă încă.